Ce anume? Poți să treci, sunt teste de poligraf, le dă oricine, oricând, oriunde, se dau, nu e nicio problemă, nu doar criminali în serie sau... La poliție, nu, organele de anchetă, în general, fac astfel de teste poligraf. Sigur că da, organele de anchetă, sigur. Și de data aceasta ne-am propus să facem și noi același lucru. Doamne ferește! Vă dați seama în ce situație se poate ajunge într-un partid politic unde, cel puțin ne era prezentat nouă până acum, că e o mișcare de suflete, am cumva. Am înțeles, doamna Bărzină, mai avem întrebări? Să nu ai întrebări, mi-ar fi plăcut să aveți și un dialog cu invitații mei, dar dacă nu doriți așa dialog în momentul de față... E foarte tragic să ajungi în situația în care membrii de partid să nu vină din propriile convingeri. Dați-mi voie să aflu niște detalii tehnice. Da, vă rog, niște detalii tehnice.